A mai rămas o lună până la mult așteptatul concert Chris Norman la București. Faimosul artist va încânta publicul din capitală cu acordurile pieselor care au făcut istorie în muzica internațională. Iar până atunci, în țara noastră, pregătirile sunt întoi. Organizatorii au grijă ca toate cerințele artistului să fie respectate. Cum arată apartamentul în care va sta solistul, vedeți chiar acum, în exclusivitate. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Pe 6 noiembrie, sala Palatului va răsuna de acordurile unor piese precum Living Next Door to Alice sau If You Think You Know How to Love Me, interpretate de legendarul Chris Norman. Aflat pentru a doua oară în țara noastră, interpretul abia așteaptă să revadă publicul din România și este entuziasmat de întâlnirea cu fanii săi. I first came to Romania in 1983 with Smokey, first time we played there, and the audience was great, and every time I've been there since then, I've always had great times. O să fie Ovidiu Di Balzandrega invitat în concertul lui trupei Compact și o să fie două ore de concert Chris Norman cu trupa sa și de care o să ne bucurăm cu toții. Până la sosirea lui, organizatorii au început să definitiveze detaliile legate de spațiul în care va locui artistul în cele patru zile pe care le va petrece la București, iar alegerea apartamentului nu a fost deloc una ușoară. Deci aici este apartamentul. Da. Ok. Ok. Și aici living-ul. Aha. Ah, foarte drăguț. În partea asta are un dormitor. Alegerea a fost destul de dificilă pentru că Chris are nevoie de un loc în care să simte el bine, în același timp să fie și spațios, să poată să se închidă, să fie opac totul, să se poată închide, să nu se vadă lumina deloc. Și în același timp ne gândeam să fie și aproape de sala de spectacol. Se pot trage draperiile, se face opac, da? Se pot trage draperiile, da. Se face total. Ok. Avem bucătăria, vane de serviciu, aha, pentru cei care vin să-l viziteze aici. Da. Bucătăria de partea stângă este complet utilată. Apartamentul, care de azi înainte va prelua numele artistului, are o suprafață de 130 de metri pătrați, 3 dormitoare și 2 băi. Chris Norman și-a dorit suficient de mult spațiu astfel încât să poată repeta fără să fie deranjat, dar s-a dovedit a fi un artist foarte modest din punct de vedere al pretențiilor. Nu are cerințe deosebite, nu este... nu vrea să mănânce după ora 10, asta ne-a spus și la Cluj și aici. Vrea să mănânce numai în cameră, vrea să aibă, să poate să asculte muzică, să mai repete în cameră. Cei care își doresc să vadă live interpretarea fostului lider al formației Smokey mai au foarte puțin timp să-și achiziționeze biletele, căci cererea este mare. Prețul acestora pornește de la 250 de lei. Hi, this is Chris Norman and I'm going to be coming to Bucharest on November 6 to play at the Sala Palatului, I think it's pronounced. Could be wrong, but anyway, I'll be seeing you there. Sala Palatului, Bucharest, November 6. See ya. Bye-bye. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. It's the 24.